Corvinul Hunedoara a bifat al 10-lea succes stagional după 3-0 cu CSM Slatina, la capătul unui joc în care toți cei trei marcatori au înscris în premieră în Liga Secundă pentru Corbii Albaștri. Corviniștii sunt acum cu un pas în play-off în sezonul revenirii în cel de-al doilea eșalon. Albaștrii au reușit să se impună clar în fața celor de la CSM Slatina, reușind să marcheze 3 goluri în poarta adversarilor. Marcatorii meciului au fost Flavius Iacob, Mihai Velisar și Andrei Hergeligiu. Iacob primește foarte bine de la Pârvulescu, își depășește în viteză adversarul, centrarea lui Iacob! Goal! Extraordinară reușita lui Flavius Iacob! Am intrat puțin timorat la început, dar după aia ne-am revenit, după acel gol, ne-am deblocat. E prima la Liga a doua și una de poveste, cum ai zis și tu. Sper să mai dau, dacă nu așa, mai frumoase. Am lucrat de o săptămână, știam ce joacă, doar am fost puțin agitat, să zic așa, și să-i luăm, am vrut să-i luăm de sus, dar ne-au luat ei. Bine că a ieșit cu bine până la sfârșit și că suntem noi bucuroși. Bă, iată ce minge trimite Iacob pentru Hergeligiu, gol! Ce reușită pentru Andrei Hergeligiu! Am început puțin mai greu, dar eu cred că și sunt meciuri de Liga a doua unde așa se câștigă. Și dai dovadă de caracter și de putere. În primul rând trebuie să arăți că ești o echipă puternică. Cum e să marchezi după o pauză lungă? Da, e frumos, de-abia așteptam bine ca îmi par gheața. Sper să nu mă mai opresc. Da, mai important e că am câștigat azi meciul, era important pentru noi, pentru ce urmează. A fost un meci ca fiind primul după vacanță, era normal, băieții trebuia să intre în ritm, chiar dacă am avut acele meciuri amicale. Am făcut doar un antrenament pe terenul propriu. Era normal cumva să se obișnuiască, să se reobișnuiască cu reperele. Cu lume în tribună, nu e ușor să stai aproape 3 luni de zile fără competiție. Începutul, nu pot să-i zic că a fost rău. A fost în nota jocului, nici adversarul nu ne-a pus probleme. Știam că joacă acea minge lungă, mai ales prin introducerea lui Caiondo, vârf de atac, care s-a bătut foarte bine pentru orice minge aruncată în spațiu liber. Mi-a plăcut la acest meci că nu le-am dat posibilități de măcar să-și creeze situații de a marca. Peste 2500 de suporteri au fost prezenți în tribunele arenei Michael Klein la primul joc oficial al favoriților în acest an. Următorul meci se va disputa vineri, 1 martie, la ora 17, între Corvinul Hunedoara și FC Buzău.